Oh, m-a observat rechinul. Nu, 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 te rog. Rechinule, dă-te în hamsterii mei, că vreau cutia. Fuge cutia de mine, bro. Fiți atenți, cât avem, cât avem, cât avem. Oh my god, am făcut suficient pentru raft. Bă, unde mă duc? Secretul mușchilor mei? Noul merch iHatePink disponibil acum doar pe iHatePink.ro. Pincanilor, astăzi vom încerca jocuri pe telefon de supraviețuire. Și primul joc pe care îl vom încerca se numește Insula lui Johnny. Ăla e Johnny de acolo, are dita mai burta. Bă, Johnny, ce zici, bă? Deci e pe o insulă înconjurat de apă ziua cu numărul 1, da? Deci trebuie să supraviețuim 30 de zile pentru a fi salvați. Bun, sună foarte simplu, avem apă, mâncare, trebuie să aruncăm o sticlă în apă, putem să dormim. Bun, ce facem cu cocotierul ăsta? Nu putem să facem nimic cu el, nu-i așa? Deci avem câteva decizii de luat, da? Haideți să aruncăm o sticlă cu SOS, da? O să aruncăm o sticlă cu SOS în apă. Nu știu dacă am făcut bine, Dumnezeu cu mila. Cred că o să ia cam 10 milenii sticlei să ajungă undeva, deci s-ar putea să nu fim... salvați de nimeni, deci aia am făcut în ziua cu numărul 1. Bun, în ziua cu numărul 2 cred că ar trebui să facem rost de niște lemne. Uite, am luat lemne de acolo și am luat un lemn. Ok, ok, nu, ne descurcăm foarte bine. Ce trebuie să facem acum? Să-l și tăiem. Trebuie să facem un raft. Aulă, plouă. Mamă, frate, mi-o plouă. Deci fii atent că nu mai avem atât de multă mâncare și nici atât de multă apă, dar eu zic că ar trebui... Bă, ce-a făcut cu copacul? A, face exerciții, zi-mă așa. Ar trebui să mai facem rost de un lemn, zic eu. Uite, l-am luat acolo fix de sub facecam-ul meu. Editorule, mută și tu facecam-ul. Să vadă oamenii lemn, nu ești nebun. E un rechin acolo, deci cred că e grav. Deci avem două lemne pentru asta și e ziua cu numărul 4. Haideți să facem rost de niște... Să-mi trag palme că nu știam cum funcționează. Ok, gaming, l-a omorât, ăla e peștele mov de 3.3 kg, mamă, băi, ești nebun, ăsta e exact ca Cat Goes Fishing, oameni buni, scrieți respect pentru munca depusă în secțiunea de comentarii și ia uitați că acum am nevoie și de niște apă, deci haideți să strângem niște apă în aceste nuci de cocos. Ok, 2.1 litri, să sperăm că asta e suficient. Ziua cu numărul 6, mamă, dar ne descurcăm. Acum trebuie să și dormim după 17.000 de zile. Dormim, ok. Păi bă, Johnny, dar unde sunt? Bă, eu acum am realizat, oameni buni, scrieți respect pentru munca depusă dacă ați observat că nu are... Păi și eu ce fac acum? Pot să mă trezesc? Gata, sunt odihnit. Dacă ați observat că n-are haine. Deci eu n-am observat că n-are haine și trebuie să pescuim din nou. Știi ce, mă? Hai să-l prindem pe ăsta roșu. Dă-te-n hamsterii mei că a fost fix lângă. Râd peștii de mine, păreri, oameni buni. Bă, ce pescuit e ăsta? Unde-s peștii? Bro, e doar ăla cel mai mic. Uite ce vine. Cine vine, cine vine. Era o chestie de, o ziceam când eram mic, dar... Să-mi trag palme, mai dă-mi o încercare. Nu, 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 nu. S-au schimbat peștii. Deci jocul ăsta e ratat. Ăla e, l-am prins. Bun, am avut nevoie de multe încercări, dar avem, deci avem de toate, avem de toate. Bun, fiți atenți, acum eu zic, dar ce e butonul ăsta aici? Uolo! Oh, putem să-l îmbrăcăm, zi-mă așa! Mamă, de ce e totul așa pixelat? Deci nu avem absolut nimic ca să... 10 monede? Aș putea să iau 20 de monede uitându-mă la o reclamă. Fiți atenți că ne putem lua... Bă, alea-s consumabile, acum am realizat... Ai să-mi trag palme, sunt consumabile, deci o să trebuiască să urmărim reclame ca să facem rost de... ce e aia? Nimă, că le putem lua pe astea de pe jos. Dar nu știu ce înseamnă SP. Ok, oameni buni, fiți atenți, haideți să mai facem rost de un lemn. Și acum avem atâta parte din cum îi zice, din bărcuța noastră. Dar eu nu cred că o să ajungem până la final, frate. Uite, putem să mai luăm încă un log, de ce nu? Hop. Dar ce-i cu rechinii? Mai era ceva acolo. Ok, deci n-avem nici jumate, n-avem nici jumate din barcă. Și acum am trebuie apă, deci dăm multă apă, te rog eu. Oh my god, chiar îmi dă multă! Chiar mi-a dat foarte multă, nu, e bine, e bine, e bine, e bine, e bine, da? Și fii atent, acum o să și dormim și o să selectăm alt vis. Hai să vedem ce e ăsta. O, bănuți! Bro, facem rost de bănuți aici așa, jucăm Flappy Ship. E efectiv Flappy Bird, dar cu o oaie dintr-un motiv sau altul. Deci asta visează ăsta când doarme. Uite, bă, că jocul ăsta are controlele mai bune și nu mor instant ca la
A trebuit eu să vorbesc. N-am putut să tac eu din gură. Sunt eu terminat ordinar și prost. Avem totul relativ în regulă. Bun, haideți să mai facem rost de lemne. Băi, să ne facem barcă. Deci nu știu ce facem cu barca, dar... Una... ok. Ok, plecați de lângă lemn, vă rog eu. Bă, plecați de lângă lemn, că mai am 11 secunde și... Deci sunteți next level. Ah, what? Bă, să-mi bag piciorul dacă am... Am murit! Să-mi trag palme, că jocul ăsta e actually fenomen, nu pot să cred că am murit. Am supraviețuit 21 de zile, play again. Bă, ce bătaie de joc! Băi, ți-am găsit un joc care arată fix ca Raft, deci dacă vă este dor de Raft, apăsați butonașul de like și abonați-vă. Mamă, ce nori frumoși, deci avem o grămadă de chestii pe aici. Am luat ceva din această cutie. Trebuie să urmăresc reclamă ca să iau un item random. Nu, mulțumesc. Ce putem aici să facem? Să creăm ceva? Facem o de asta. Bun, vreau să o întorc. Uite așa, și vreau să construiesc o de asta care să îmi adune experiență. Bun. Și trebuie să creăm și un fel de ceva. Ce am făcut, frate, aici? Asta e de aia de prinde pești. Am înțeles și am luat un pește acum. Da, mă învață jocul cum să joc. Băi, crede-mă că eu știu să joc Raft. Uite, aici e inventarul meu cu peștele și putem să mâncăm un pește crud. Nu știu exact dacă am vrut să facem chestia asta, dar suntem level 2. Bun, 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 bun. Hai, lasă-mă în pace. E gata? Ce, e gata să prindă iară pește? Mamă, păi stai așa o secundică. Create. Uite așa, și acum în 2 minute o să-mi prindă iară pește. Deci putem să mai craftăm ceva, ia să vedem, o de asta de strânge apă. Da, mă, tată, mă, da, mă, că o să avem și apă aici. Uite așa. Și acum în 2 minute iarăși, ce mai zici mă să fac aici? Să dau speed up? Sigur, bro! Ia uite, am făcut rost și de apă. Dar haide să punem, cum îi zice, din nou aici să se facă o sticlă de apă. Uite așa. Bun, avem și apă. Haideți să și bem, că nu ne interesea. Bă, lasă-mă să... Nu cumpăr! Dă Van Hamsterii mei cu jocurile voastre. Că mor. Mor aici, băieți. Pe telefon. Bun. Ce se întâmplă dacă sar în apă? Dacă gen mă duc lângă rechinul ăsta... Nu pot să cred că nu pot să sar în apă, pe bune. Bă, ce mizerie. Oh my god, what the fuck. Ok, chiar pot să merg în apă. Eu vreau cutia aia, bro. Vreau cutia. Dă-mă încoace cutia că mă nervez. Ok, o să mă grăbesc să iau cutia și după aia mă întorc. Oh, m-a observat rechinul. Nu, te rog. Rechinule, dă-te în hamsterii mei. Că vreau cutia, fuge cutia de mine, bro. What the fuck. Ce joc terminat! Înoată mai repede! Mă omoară rechinul, mă omoară! Păreri? 16 ore! Ce 16 ore? Doamne, bun, ne-am întors la Raft, ești nebun, nu mai avem absolut nimic. Avem câteva chestii, nu contează. Ăsta-i corpul meu mort, să sperăm că pot să-mi iau ceva iteme din el sau ceva, nu? Oh my god, sunt toate aici! Bun, haideți să luăm repede. Collect all. Nice. M-a văzut rechinul? Sper să-mi o vadă. Ok, glumeam, bro. Glumeam. Rechin rasist, ce ești. Dacă eram... nu mai contează ce voiam să zic, că nu vreau să-mi iau cancel pe thread. Stai așa că mai văd o cutie acolo. Mă, da, cutiile astea de le tot iau eu. Au și ele ceva fain în ele. Adică, uite. Am scăpat cutia. Păreri? Așa, dăm coace. Bun, o să punem aici. Open now premium. Ce? Bani? Bro, cred că ești nebun. Eu nu deschid așa ceva cu bani. Ăsta se deschide în 30 de milenii. Aha, ok. N-am bonus de ăștia. Nu-i așa? Am cere... N-am dubloni. Da, nu am dubloni. Chiar, ce s-a întâmplat cu mâncarea mea, mă? Că eu muream de foame la un moment dat, alo? Hai, așa că luăm ăsta. Anchovy. Bro, ăsta e cel mai mic pește ever. Bun, și fiți atenți, vreau să văd în inventar dacă nu cumva pot să prăjesc peștele ăsta, da? Nu pot, îl mănânc crud, ești nebun? Doamne, ce terminat sunt și eu. Bro, am folosit o grămadă de apă și eu am tot 27 la... Mă, ce se întâmplă? Ci că viață mică și că inventarul full, alo? Bă, eu am băut apa. Bă, nu-mi cre... Bă, sunt eu... Bă, sunt ratat. Bă, sunt ordin... Deci fiți atenți, ci că plus 36 plus 15. Uitați-vă că eu am la apă tot puțin. Bă, ce joc, nu mă mai joc așa ceva, frate, nu, gen Raftul pe telefon, un gunoi ordinar, nici măcar nu vreau să vă recomand așa ceva. Mă, ce? Vreau să mă joc, nu vreau să văd povestea asta de Breaking Bad cu extraterestri, what? Oh my...
What the frick se întâmplă aici, băieți? Ce ăsta, Stargate? Dar sunt sigur că nu știți Stargate. Uite, ăsta sunt eu. Oh, ok, bun, ăsta sunt eu. Ăsta sunt eu, băieți. Ăsta sunt eu, mă ridic. Vai de steaua mea, de ce nu sunt chel? De ce am părul legat în coapă, mă, ce început de chelie? Am dat în hamsterii mei, exact ca în viața reală, că dacă îmi dau șapca asta jos... Ah, trebuie să-mi creez caracter, ok, fără păr. Barba aia chiar seamănă cu a mea, dar asta seamănă și mai bine. Bun, o să facem barba... O să fiu negru. Uleu, ce se întâmplă aici? E unul mort. Are un top... e un zombie ăsta. Da, mă, e survival cu zombies pe insulă. În ce limbă vorbești, mă? Trăiți arvidele să străiască. Ce sunt astea? Lemne. Ok, vreau lemnele astea, sincer. Bă, să știți că jocul ăsta n-arată rău pentru un joc de telefon. Mă, ce s-a întâmplat aici? What the frick? Ce navă de corabie spațială? Sunt niște chestii pe aici prin nisip, dar nu cred că ne ajută. Dar frate, dar în ce an suntem? În 2222 sau ceva de genul ăsta? Adică, nu știu, un alt an mai futuristic. Adică ce vine după 2222? Oh my god, what the freak! Bă, îl mănâncă! Bro, are ochii roșii. Ok, avem o problemă, gen, cum ne batem cu el? Ok, nu pare atât de periculos. Ăsta e zombie, 20 damage. Am înțeles, bun. Și mie îmi zice acum să pun ținta pe el și să-i dau. Ok, da, are logică. Bun, fii atent, super, super easy, da? Ok, cum lovesc? Ok, cum lovesc? Efectiv lovesc automat, păreri? Ok, am dat un damage și doi damage. Mori în viața rea. Glumeam, iau tăsta, are loot. I-am furat-o. Are pistol, are seringe, are de toate ăsta. Holo, aia era bună. Nu mai contează. Ok, nu știu ce fac aici pe tableta asta. Urmăresc o filmare, dar nu ne interesează. Bro, vreau să mă joc, bro. Eu sunt spectator la jocurile astea pe telefon, ești nebun? What? The fuck? Făceam magie, mă, ce joc mă joc aici? Wow! Ok. De ce Dumnezeule Mare a trebuit să omor doi zombi în 3 secunde? Îmi face tutorial acum. Like, bro, nu vreau tutorial. Nu pot să fii serios că acum trebuie să trag eu manual. Păi până acum ai tras automat. Ia și tu mă de aici. Autofire vrem, da, că noi suntem putori ordinare leneșe, da? Lasă-mă cu tutorialele să mă joc. Oh my god, bro. Bună, cine ați văzut-o? Bun, nu ne interesează. Bun, vrem să mergem unde trebuie să mergem. Ce sunt astea? Da, gen, vreau să le iau pe toate. Și să ne facem o casă și să ne batem cu zombie aici pe insula asta noastră, care arată chiar... What the frick, e un zombie acolo, l-ați văzut? Deci dacă l-ați văzut, să scrieți respect pentru zombiul văzut în secțiunea de comentarii. Dar doar dacă l-ați văzut. Deci văd că avem aici ceva de făcut. Bun, și fii atent. 1, 2, 3, 4. Marș de pe ecranul meu, rasiștilor. O să luăm ăsta. Și o să luăm și ăsta. Și luăm și ăsta. Am făcut și level 2. Deci aici e un fel de portal de poți să ajungi în alte lumi. Da, mă, interesant, interesant. Mamă, frame-urile pe jocul ăsta, mă doare capul, ești nebun? Mamă, ce rapid alerg. Deci deocamdată ne descurcăm foarte bine. Frăguțe, ligon, beri. Am văzut de alea la Ikea. Gloanțe de shotgun, mai multe ciuperci. Băi, nu știu ce fac cu atâtea ciuperci. Deci eu efectiv le-am luat non-stop ciupercile de pe unde le-am găsit. Stai să deschidem și cufărul ăsta și o să avem o grămadă de chestii interesante, să sperăm. Mai ordinare. Păi și acum ce e? Deci ce este acest semn al întrebării? Zic că nu e o poveste terminată sau ceva. Alo? Este o poveste terminată. What the freak? Mă, ce se întâmplă? Cine a construit? Am crezut că s-a construit asta. Nu, trebuie să o construiesc eu, trebuie să o fac eu mai bună. Am înțeles că în momentul ăsta e vai de steaua ei. Da, deci trebuie să construim ca pe Fortnite. Și portalul ăsta, care e faza cu el? Ia să vedem. Deci e un portal pe care o să putem să-l reparăm așa și după aia ne putem teleporta cu el. Efectiv Stargate, oameni buni. Dacă ați văzut serialul Stargate, e exact ceva de genul ăsta. Nu știu exact cum o să-l reparăm și... mai mult loot. Și ce avem nevoie să-l reparăm? Dar hai să vedem ce luăm de la ăsta. Absolut nimic interesant. Like două gloanțe. Bun, păi noi cum reparăm ăsta? Ia uite, bă, ne trebuie... Trebuie add some resources. Na, vai de capul meu, vrei metal și șuruburi? Frate meu, tu mă vezi pe mine, eu iau pietre de jos. Iau pietre. Ce șuruburi? X! Fițar hamster. Bro, nu pot să iau piatra, păreri? Deci vreau să iau piatra asta și îmi deschide portalul. Mamă, ce joc plin de buguri. Poate piatra e parte din portal. E foarte importantă piatra pentru funcționarea portalului. Despre ce? Ce, mă?
Marci, mă, de aici, unde te crezi că te bagi și pe tine și pe maică ta dacă ai avea mamă? Mamă, l-am dezbrăcat pe ăla înainte să-l omor. Păi și aici ce faci? Nu poți să... Mamă, ce papă, vai de steaua ei. Nu poți să furi nimic de pe barca aia, frate meu. Păi eu sunt blocat aici pe insulă și nu e nimic de făcut. Nici zombi nu cine știe ce. Da, frate meu, nu știu ce să zic de jocul ăsta, băieți. Mie personal nu prea-mi place așa, parcă mi se pare de parcă n-ai ce face. Adică oriunde te duci, nu e cine știe ce. Ia uite, am mai găsit pe jos niște chiloți. Am făcut level 3 adunând chiloți de pe jos, ești nebun? Ce, Dumnezeule mare, poți să faci pe jocul ăsta înainte de... Oh! În afară de a alerga cu 300.000 de kilometri, înainte credeam că chiar e ceva de făcut, dar... A, uite-mi cu zombie, ok. Am ratat, minunat, da? Am ratat cu autofire, păreri? Stai așa, ce asta? E o chestie și nu pot să trec mai departe și bănuiesc că la un dat o să pot să trec mai departe. Sau sărim peste? Da, nu, e bug. Da, băi, jocul ăsta, da, nu știu, cam mă adorm. Da, nu știu cum să vă zic, dar mi-a plăcut atât de mult primul joc încât am zis, ia hai mă frate să-l mai încercăm, nu de alta, dar eu cred că de data asta chiar pot să scap. Deci ăsta, dintre toate trei, ăsta mi-a plăcut cel mai tare și o să îl jucăm din nou. Nu ne arăta așa ceva, like, nu ne interesează, nu vrem să știm. Deci chiar nu vrem să știm, bro. Lasă-mă că fac eu ce vreau. Deci, fiți atenți, o să începem cu... Oh my god, din prima avem 2 logs. Băieți, ăla e, nu? Deci de data asta o să facem rost de toți logii posibili. Și de ce nu o să aruncăm și această sticlă în apă, că avem like 200.000. Oh, ok, SOS. Am crezut că pot să pun mai multe mesaje. Nu, trebuia să selectez doar unul. Deci fiți atenți, o să aruncăm toate sticlele, o să luăm toate lemnele, o să supraviețuim, nu o să mai arătăm pești, vreți să vedeți? Deci de data asta chiar o să jucăm ca lumea. Bun, ziua cu numărul 3, da? Ziua cu numărul 3. Ar trebui să începem să pescuim, ne mai trebuie un pic de... Hai bă, un pește mai mare! Oh, da, ăla e mare! Hop! Bă, l-am prins în coadă, cum de l-am ratat? Dă-te-n vidra mea că era prins în... E efectiv ratat jocul ăsta, mi se pare imposibil să prinzi un pește. Mă, dă-te-n... Deci ireal, ireal. În sfârșit, așa ceva n-am mai văzut. Oameni buni, credeți-mă că am avut cel mai mare lag pe care l-am avut vreodată. Hai, dăm mai multă apă măcar. Dăm că am consumat toate... Așa, asta îmi place să văd. Toate alea de pește le-am consumat, ești nebun? De ce nu? Hai să mai aruncăm Rescue Me în apă. Da, să sperăm că o să vadă cineva chestia aia. Ziua cu numărul 6, da? Bun, fiți atenți. Acum suntem relativ gata să dormim și o să visăm ăsta pentru mai mulți bănuți. Am luat un spear. Deci am luat un spear. Spamez așa, am omorât și whale, am omorât efectiv tot, bro. De efectiv, gen, trebuie doar să spamezi, e cel mai ușor joc ever. Ziua cu numărul 7, deci acum avem spear, ar trebui să mai pescuim o dată. Hai. Ăsta e, tati. 4.1 kg. Bun, fiți atenți. Acum mai luăm lemne. 2 lemne, ăla e. Să nu cumva, deci să nu cumva să fie rechinii. Aia e beleaua, că dacă sunt rechinii e grav. Este chiar grav. Din nou lemne. Avem, bă, da, avem mai multe sticle acum, ați văzut? Bun. Rechinii sunt cam ratați și sunt lângă aceste lemne. Gata, ăla e la nou. 3 logs au fost, acum mi-am dat seama. Iisuse! Facem bărcuța în 3 secunde, ești nebun? Hai să mai aruncăm un help pe apă. Poate duce furtuna sticla asta undeva mai departe. Bun, ziua cu numărul 11. Pește, pescuială, pescuială. Ăla e. Nu, nu, bă, sunt un geniu, sunt un geniu. Un geniu, ziua cu numărul 12. Pare că am mai putea odată să... Vai, mamă, ce aici. Ăsta l-am luat din nou. Mamă, sunt prea mulți acolo. Deci sunt prea mulți rechini. Sus, la lemnele mele. Marș, rechinule. Am luat unul, gata, mi-ajunge. Nu, nu mai au și pe ultimul, gata, 3 logs. Fiți atenți, câți avem, câți avem, câți avem. Oh my god, am făcut suficient pentru raft. Bă, unde mă duc? Bă. Ok, m-am dus pe apă, nu știu dacă e bine. Bă, de ce pleci acum pe furtună? Mi-a picat nuca de cocos, păreri? Bro, mi-a picat plus 1000 SP. Felicitări, ai scăpat în 12 zile. Plegen, bro, a fost cel mai ușor joc ever. Am luat 36 de astea. Ăsta e încă blocat, îmi trebuie 100 de bănuți să-l deblochez. What the freak, și eu n-am suficienți bănuți. Hey, bro, e cel mai ușor joc ever. Stai, ce se întâmplă acum? Oh, mă trezesc din nou pe insulă? Bro,
Trăiesc un coșmar, am scăpat și sunt din nou aici. What the freak? Păi e cea mai ușoară chestie ever, doar oxygen logs pentru barcă, lol, ce așa de greu. Bun, da, nu, bă, sincer, aș vrea să vedem dacă putem să deblocăm celălalt mod de joc, că uite, în momentul ăsta, da, gen, eu am câți bănuți? 44, da? Și pentru, hai să urmărim o reclamă, glumesc. Și dacă deblocăm modul ăla de joc, ar fi șmecher să vedem cât reușim să supraviețuim, dar cred că o să ne vedem data viitoare, că video-ul ăsta e foarte lung.